bate un calciu, prevenție să dă un calciu. Vorbiți-vă. Deci avem un spațiu ăsta, avem 4 senduri. Pentru că fluidul o să urce pe tubul ăsta până la un punct, dar de acolo încolo el nu are voie să, el nu are voie să ajungă la senzorul de presiune. Dacă se întâmplă ceva, se creează o presiune în chid și sângele ajunge aici, automat sistemul se blochează, da? Se oprește. Așa, perfect. Poți să vin? Așa. Poți să vin? Așa. Am fost dotați cu un echipament cu care s-a recoltat astăzi plasmă de la o pacientă vindecată de COVID-19. Donatoarea este cadru medical și a acceptat să se supună procedurii de plasmafereză, înțelegând că bolnavii de COVID-19 care sunt în stare gravă au nevoie de ajutor. Acest ajutor înseamnă, pe lângă medicația obișnuită deja, administrarea de plasmă care conține anticorpi anti-SARS-CoV-2, care îi ajută pe aceștia să lupte cu boala. În momentul în care el vrea să compați, are nevoie să dați flux suplimentar de sânge, o să arate așa ca niște unde, într-o parte și în cealaltă, de culoare albastră. Pe faza de retur, când aparatul de returnează, o să fie de culoare roșie. Aia înseamnă că nu trebuie să compați, dar asta o să știți că vă desumplă și manșeta. Manșeta o să fie umplută la o presiune de 50 mm coloană de mercur, astfel încât să creeze un flux suplimentar de sânge. Dumneavoastră o să ne spuneți, dacă pe parcursul procedurii vă deranjează treaba asta, vă amorțește mâna sau așa, putem să scădem un pic presiunea. De ce? Pentru că sunt donatoare din 2018, în primul rând, și în al doilea rând, pentru că am fost contactată de doamna doctor Savu, știind că am fost infectată cu virusul, noul virus, SARS-CoV-2, și am decis să mă supun acestei proceduri de plasmafereză. Să ajut, dacă pot să ajut, e foarte bine pentru toată lumea. Lucrând în sistem de 15 ani, ne confruntăm uneori cu lipsa de sânge și de plasmă, care noi zicem că ajută foarte mult bolnavii, pe lângă tratamentul pe care îl administrăm. Acest tratament este experimental și se aplică în câteva țări, cum ar fi Italia, Franța, Germania, SUA, Canada, iar la noi în țară cam de o lună jumate. Rezultatele sunt promițătoare. Astăzi s-a recoltat o cantitate de 600 ml plasmă, care s-a divizat în 3 unități. Dacă analizele vor ieși bune, plasma poate fi validată și administrată la 3 pacienți cu COVID aflați în stare critică sau gravă. Multă lume nu înțelege nici lipsa cu care noi cadrele ne confruntăm la un moment dat, că nu avem pe ce să punem mâna așa. Și în al doilea rând, eu zic că și lipsa de informare. Fii încurajat să vină să urmează? Da. Da, e foarte important să fii foarte curajos și să fii sigur pe ceea ce vrei să faci. Plasma poate fi practic administrată în orice spital COVID din țara noastră. Vin oamenii să doneze, pacienții din caz de COVID? Noi am contactat un număr de 70 de pacienți vindecați de COVID. Deocamdată doar această doamnă asistentă a acceptat să se supună aceste proceduri. Cum o simțiți acum după ce v-ați vindecat? Bine. Eu am fost asimptomatică de la început, deci n-am avut simptome. Așa, foarte ușoare, care nici nu erau de băgat în seamă. Dar în rest sunt bine, nu am probleme, nu am
N-am rămas cu sechele. V-ați întors de la serviciu? Nu, deci după... Am mai stat 2 săptămâni după concediu medical, 2 săptămâni acasă la izolare și abia după aceea am venit la serviciu. That's okay, then. Yeah, yeah.